ziua, ca în fiecare an, ne-am hotărât noi, cei de la Centrul de Zi, să sărbătorim femeia. Am sărbătorit-o printr-o distracție, înainte de post. Acum ne-am hotărât să sărbătorim aici, la Centrul de Zi. Am hotărât să facem ceva inedit. Eram obișnuiți cu părintele Zahan, cu copiii. Acum, dânsul vă anunță mâine la primărie să vă duceți la un spectacol la 18:30. De data aceasta, invitații noștri sunt doi scritori, cunoscându-l pe Călin Pop de multă vreme, am citit poeziile lui și am fost plăcut surprinsă să aflu, așa de la o șoptitoare, de la impresară, cum am numit-o, că și bunicul lui scrie poezii. Atunci mi-am dat seama de unde moștenește Călin talentul. Și așa cum ne place nouă aici la Centrul de Zi să facem un schimb de generații, un schimb între generații, m-am gândit că ar fi frumos pentru dumneavoastră astăzi să-i ascultăm într-un dialog poetic, adică Călin Pop cu bunicul său, Gheorghe Călăcean, care a publicat un volum de poezii. Vă rog să-l aplaudați și să-l primim cu dragul familia noastră, să-l scriem și pe dânsul la centrul nostru. Știți că am promovat, am publicat alături de Centrul de Zi poeziile doamnei Petropan, un volum al doamnei Hele, Liliana. Deci să sperăm că manuscrisele care le-am văzut domnul Călăcean vor prinde viață și vă vom lămuri alături de familie să publicați și al doilea volum. Deci îl invit pe Călin alături de bunicul lui și surpriză pe Bogdan Rusu, care astăzi s-a oferit să-l acompanieze acest moment la chitară. Și vă doresc un ajut. Mâine vine înapoi acasă, se gândește ca pe mâine ce să mai pună pe masă. Banii de ajung nu știe, toate scumpe și ea n-are, doar o ieftină hârtie prin vechile buzunare. Și iar gânduri o apasă, lucruri ce doar ea le știe, și doar ea mai e rămas singură în bucătărie. Nimeni nu e lângă ea să-i spună, va fi bine, chiar de viața e mai grea, mamă, eu sunt lângă tine. Prunci osteniți de joc, tată, de când am muncit, de multe ceasuri la un loc, stând în pat, au adormit. Numai bunul Dumnezeu, cu mama în bucătărie, stă și-o mângâie mereu și la credință o îmbie. Iar ea începe a se ruga la Tatăl Sfânt de sus și tristă-i cere a nu uita că prunci în lume a adus. Și în rugăciune ea îi cere să întărească a ei ființă, să-i dea în dar putere, să nu se piardă în suferință. Și-și termină rugăciunea spunând timid, încetişor, Doamne, e nobilă misiunea, dar să fii mamă nu-i ușor. Floare mitătoare, în fața voastră, dragi femei, pălește orice floare. Chiar și o pictură îndrăicoare nu are de floare. Nu există pe pământ o floare mai lingașă. Mă plec în fața ta oricând frumoasa mea, frumoasă. Ai gingășie și candoare, la frumusețea ta mă închin. La cerușiu-mi dai culoare, a trandafirii nou spin. Cu tine începe frumusețea, plendoarea începe tot cu tine. Tu ești darul și licența divinității pentru mine. Femeia e tot ce mai sublim, e zâmbet, floare și culoare. Mă plec în fața ei, urcând femeii, floare, mișcătoare. Am găsit în viață, un visete. Și atunci am zis, mă plec la crucea ta, femeie, și-ți mulțumesc că m-ai rădat. Că ți-ai atins ca toată scânteai focul chiar până ai plecat. Acum s-a stins farul din noapte ce lumina căsuța noastră.
S-a stins și focul, nu mai arde, nici zar n-a mai rămas în vatră. Deci ieri îmi tare fața cruce cât uneori am mai greșit, dar înapoi nu pot aduce ani în care te-am jignit. Ai avut un suflet mare și m-ai iubit nemeritat. De ce am greșit atâtea ori și sufletul ți-am tulburat? Ai fost cea mai bună ființă din câte am întâlnit pe lume, că te-ai iubit, că te-ai bătut cu prisoțință că n-au să ne fie bine. De ce am greșit, îți cer iertare și jur că te iubim mereu. Și acum la cap îți pun o floare, poate mă iartă Dumnezeu.